32, numărul cântării. Capetele, facem liniște în sufletele noastre și mulțumim Domnului pentru timpul și pentru locul de aici. Doamne, stăm înaintea Ta și ne simțim binecuvântați de Tine. Ne simțim binecuvântați pentru că prin Domnul Iisus Hristos ne-ai făcut copiii Tăi. Și Doamne, în fiecare zi ne aduci aminte că ne iubești și binecuvântările Tale se renoiesc în fiecare dimineață pentru noi. Doamne, fii slăvit pentru locul acesta. Ne apropiem de sărbătoare, ne apropiem de timpul când putem ca să sărbătorim venirea Ta în lume. Doamne, mulțumim pentru că Te-ai îndurat de noi. N-avem niciun merit înaintea Ta. Te-ai îndurat de noi pentru că ne-ai iubit și pentru că ne-ai dat credința în dar, noi îți mulțumim. Te rugăm ca să binecuvintezi seara asta. Binecuvintează fiecare suflet care se află în locul acesta. Doamne, cu Duhul Tău cel Sfânt, cercetează-ne pe fiecare și vrem ca să ne punem în rânduială după voia Ta. Prin cuvânt îmbărbătează-ne, înviorează-ne și ajută-ne ca, plecând din locul acesta, să plecăm oameni înviorați, schimbați, pentru a trăi în mijlocul celor din jurul nostru, într-o stare plăcută după voia Ta. Îți mulțumim că ne asculți în numele Domnului. Amin. Haideți să cântăm. 8, numărul cântării. Thank you.
Slăvit să fie Domnul! Un cuvânt de bun venit pentru fiecare dintre dumneavoastră în locul acesta și Domnul, cel care poate ca să dea binecuvântarea, El să o facă pentru fiecare dintre noi. Amin! Seara asta ne bucurăm pentru că suntem în prezența Lui și suntem unii cu alții. Azi dimineață, în mod special, cuvântul de la ora de rugăciune așa m-a atins și inima mea a fost încălzită vis-a-vis de ceea ce a făcut Domnul pentru noi. Și mă gândeam acasă, câteodată, fără ca să ne dăm seama sau fără ca să ne pregătim, în locul acesta suntem binecuvântare unii pentru alții. Și am să vă spun de ce spun lucrul acesta. M-am gândit ce s-ar întâmpla dacă, când frații păstori sau, de exemplu, acum, să fi urcat aici și partea asta să fie goală. Ce s-ar fi întâmplat dacă n-am fi avut pe cineva care să cânte la orgă sau pe cineva care să dea cântarea? Vreau să vă fac o mărturisire. Fratele Teofil este binecuvântarea cu pentru noi, pentru că el a condus cântarea fără ca să fie programat pentru lucrul ăsta. Pentru Apostolul Pavel, atunci când le scria Filipenilor, le spune că vreau să vă trimit pe Timotei. Eu sunt în suferință și am auzit că și voi sunteți întristați pentru lucrul acesta. Și vreau ca să vi-l trimit pe Timotei pentru ca să vă întărească pe voi și apoi prin veștile care le aduce de la voi și eu să am o inimă bună. Frații mei și surori, ați venit în locul acesta și provocarea la care vă îndemn în seara aceasta este să aveți o inimă bună pentru Domnul. Poate că cântarea corului, poate că programul din seara asta nu sunt la înălțimea așteptărilor sau la ceea ce am vrea noi, dar Domnul poate ca să atingă inima fiecăruia dintre noi. Și dacă am venit cu o inimă bună, cu o inimă deschisă înaintea Lui, El poate ca să facă lucrul acesta și Domnul să o facă pentru fiecare dintre noi. Înainte de a asculta cântarea corului, dacă poate să cânte, sau o cântare comună, aș vrea ca să vă citesc două versete pe care le-am pregătit din Coloseni, de la capitolul 2. Coloseni, capitolul 2, versetul 6 și 7. Așadar, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Amin. Trei lucruri aș vrea ca să scot în evidență din cele două versete, și anume, umblarea în Hristos. Ați fost mântuiți, dar acum nu mai trebuie să trăiți ca și înainte. Acum trebuie să trăiți ca pentru Hristos. Trebuie să umblați în Hristos. Al doilea lucru, fiind înrădăcinați și zidiți în El. Suntem în fiecare zidiți în El? Căutăm ca să fim zidiți în El? Căutăm ca să fim întăriți în El? Și al treilea lucru, cu mulțumiri înaintea lui Dumnezeu. În ceea ce privește relația cu Tatăl din ceruri, referitor la răscumpărarea noastră, nu am făcut absolut nimic. Spune Domnul că totul a fost pregătit, planificat și înfăptuit de El. Ce a trebuit noi ca să facem, doar credința ca să credem în ceea ce a făcut El. Nu mai știți care e cel mai important și aici? Că nici măcar pe asta nu avem și credința ne-a fost dăruită. Sporiți totdeauna înaintea lui Dumnezeu cu mulțumiri. Viața noastră, trăirea noastră trebuie să fie o viață de mulțumiri înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu facem lucrul acesta, sigur că ne privăm de binecuvântările pe care Domnul le-a pregătit pentru noi. Cu mulți ani în urmă, când am studiat binecuvântările după studiul biblic al fratelui Fărăgău, credința,
a fost definită de felul în felul următor. Credința este perimetrul sau cadrul în care operează puterea lui Dumnezeu. Atâta timp cât stăm în perimetru, în cadrul definit de Dumnezeu, suntem binecuvântați de El. Când am ieșit în afară, nu mai suntem sub binecuvântarea Domnului. Suntem chemați prin textul pe care l-am, prin cele două versete, la trei lucruri. Să umblăm cu Domnul, să fim întăriți în El și să stăm cu mulțumire înaintea Domnului. Și toate aceste lucruri, dacă vă uitați atenți în text, se realizează prin credință. Credința este ceea ce ne ține legați acolo, ceea ce ne ține pe calea Domnului, ceea ce ne ține zidiți în El și cu mulțumiri pentru Domnul. Doamne, ajută-ne ca prin credință să sporim zi de zi în ascultare de Tine, în umblare, în trăire și cu mulțumiri să stăm în fiecare zi înaintea Ta. Amin. Pentru seara asta, cred că Domnul are pregătit pentru noi binecuvântări și de aceea mulțumim pentru tot ce se face în locul acesta. Aș vrea acum să lăsăm corul ca să aducă o cântare înaintea Domnului și noi toți să fim cu luarea minte și să ne zidim în aceasta. Spun că nici fratele Ghiță nu era programat la orgă, dar este o binecuvântare.
În momentele care urmează vom asculta un trio, dar înainte de a asculta trio, dați-mi voie ca, dacă am spus cuvântul de bun venit la modul general, aș vrea ca să adresez un cuvânt de bun venit pentru două persoane care au fost plecate din mijlocul nostru pentru o perioadă de timp și astăzi și de dimineață, dar pe o vizită după masa aceasta, pe Delia Schiporo, a fost și azi dimineață, dacă are pregătit ceva pentru noi, poate ca să o facă de după trio. Și apoi, fratele Ovi, poate și el după aceea un cuvânt ca să aibă pentru adunare, să ne spună pe unde au fost, ce au făcut și cu ce mesaj se întorc pentru adunarea noastră. Domnul să-i binecuvinteze pe ei și pe noi și împreună să-l cinstim pe el. Acum ascultăm trio pe slava lui Dumnezeu. Primul Noel l-au auzit păstorii ce au strajuit noaptea. Iar mai
Pace. Sunt în fața dumneavoastră și în primul rând vreau să îl laud din nou pe Dumnezeu pentru incredibila lui dragoste și bunătate și măreție. Și mai apoi vreau să vă mulțumesc tuturor celor dintre dumneavoastră care v-ați rugat pentru mine. Vreau să știți că rugăciunile dumneavoastră, deși nu ați știut poate concret care sunt nevoile mele, rugăciunile dumneavoastră au fost ascultate. Tot ce s-a întâmplat, începând cu drumul spre Norvegia și acolo și modul în care Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciuni, mi-a confirmat faptul că acolo trebuie să fiu pentru perioada asta. Am înțeles că nu sunt acolo în primul rând să-mi continui studiile, ci sunt acolo pentru că Dumnezeu mă iubește și pentru că Dumnezeu iubește și pe alți oameni și pentru că El vrea să fie o mărturie. Și odată ce am înțeles lucrul ăsta și am acceptat să mă las folosită de El în modul ăsta, am înțeles și faptul că trebuie să continu să mă schimb, în primul rând spiritual. Și cred că asta a fost una din cele mai importante realizări. Lăsând la o parte realizările pe plan intelectual sau studiile. Și vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru tot ce sunteți și, așa cum v-am spus la plecare, așa vă spun și acum, se merită să faceți și să facem orice și totul ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Amin. În linie dreaptă, da? Spre sărbătoarea cea mare și frumoasă a Crăciunului. Se cântă cântări și bine este că se cântă cântări de corespunzătoare această atmosferă. Am cântat și duminica trecută deja împreună două cântări, da? Vă amintiți de ele? Și acum am zis ce să cântăm? Păi să cântăm ceva anticipat, nu? Înainte cu o săptămână. Magilor le-a trebuit ani de zile, da? Să ajungă la Betleem, de când li s-a arătat steaua și au pornit din Orient, nu mai știu exact cât s-a estimat ca timp, ca să ajungă. Noi pornim după stea cu o săptămână înainte de Crăciun. Și cântăm o cântare pe care, desigur că o știți, de-aia am și ales-o, ca la un moment dat să o cântăm iarăși împreună. O știm din copilărie, cred că toți, și cei care aveți deja o vârstă frumoasă și ați ajuns la senectute și cu părul alb, sunt convins că o știți. Să o mai cântăm, poate că se va cânta și de Crăciun, dar o cântăm cu o săptămână înainte acum. Aș fi dorit să văd
Dragi frați și surori, mă bucur foarte mult să fiu în casa Domnului de la Emanuel din Timișoara. Nici eu n-am fost programat să fiu în acest loc în această seară, dar sper să fie o binecuvântare pentru dumneavoastră și salutul care îl aduc din partea fraților din Göteborg se găsește la 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 18. Ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A Lui să fie slava acum și în ziua veșniciei. Amin. Ieri am împlinit 22 de ani de când am pășit în apa botezului și am stat și m-am gândit cât am crescut în cunoștința și în harul lui Dumnezeu. Cât m-am maturizat de atunci și până astăzi. Și dacă m-am maturizat și am crescut în cunoștința lui Dumnezeu, cât am fost o binecuvântare pentru alții. Este o provocare, în primul rând, pentru mine și, în al doilea rând, pentru dumneavoastră, crescând în harul lui Dumnezeu și în cunoștința lui Iisus Hristos. Putem fi o binecuvântare pentru alții. Amin? Dumnezeu să ne ajute pe fiecare la lucrul acesta. M-au întrebat frații pe unde am fost și ce am făcut. Am fost plecat 4 luni de zile în Suedia cu scopul de a munci, de a câștiga o pâine mai bună. Dar aș vrea să vă spun că, dincolo de lucrul acesta, am întâlnit oameni deosebiți acolo, credincioși, frați și surori, o mână de frați, 25-30 de frați, care se adună în Göteborg la o biserică, Biserica Tabernaclet, o biserică foarte mare și frumoasă, dar goală. Și am hotărât să mergem noi acolo, să o umplem. Ne-am hotărât să ne rugăm pentru toți românii care zac în păcat în zona aceea. Și ne-am hotărât să ne rugăm pentru el și să-i aducem în casa Domnului. Fiind rătăciți, să-i aducem pe calea cea bună. Și pe lângă faptul că muncim acolo, vrem să vă spunem că stăm cu Domnul. Am hotărât să stăm cu Domnul. Ultima oară, duminica trecută, înainte să vin, frații m-au anunțat să am un salut pentru biserică și mi-au pus următoarea întrebare. Cum se vede pocăința în România, în Italia, pe unde ai fost și în Suedia? Și le-am răspuns, pocăința se vorbește o singură limbă. Ea este o limbă universală. Oriunde te duci, trebuie să stai cu Domnul. Și frații au înțeles că pocăința crește în inima fiecăruia citind Biblia, pentru că Evanghelia este aceeași, în orice țară. Și m-am hotărât să fie o încurajare și o binecuvântare pentru alții acolo, în modul în care Dumnezeu mă ajută. Și sper că am reușit. Printre altele ziceau frații, te duci acolo, dar rugăciunile noastre tot se vor înălța către Dumnezeu să vină apoi. Și am zis, fraților, dacă așa stau lucrurile, cu bucurie, dar Domnul este Cel care hotărăște. Astfel, dar, frații mei și surorile mele, fiți o binecuvântare pentru cei din jurul dumneavoastră, în mod special acum că vine Crăciunul, fiți o binecuvântare pentru cei din familia voastră, fiți o binecuvântare pentru toți cei cu care intrați în contact și astfel Dumnezeu poate să-i aducă în casa lui Dumnezeu cu noi. Amin? Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Thank you.
Weekendul acesta a fost unul dintre cele mai interesante, am fost programat să slujesc la Oradea și în același timp mi s-a umplut casa de orădeni. Ne-am bucurat să fie împreună cu noi niște prieteni de care ne leagă multe amintiri frumoase. Căsătoriți, proaspăt căsătoriți fiind, împreună cu Nadia ne-am mutat în Oradea, Biserica Emanuel, cum o știți, o biserică mare, te poți pierde. Mare ne-a fost încurajarea când tineri s-au apropiat de noi, au dat mâna cu noi, ne-au invitat la grup și am putut avea părtășie împreună. Dintre ei este și fratele Dacian, cu soția Anca și cu copilașii cu care i-a binecuvântat Dumnezeu în acest timp. Și de aceea este o mare bucurie, pentru că ne leagă ani frumoși și experiențe frumoase în slujirea cu tineretul, în slujirea cu familiile tinere acolo, să îl invit în seara aceasta să aibă un cuvânt din partea Domnului pentru noi. Bine ai venit, Daci, și tot ce ți-a dat Domnul, adu-ne. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest weekend. S-a nimerit să fim chiar în perioada promisiunilor. Adventul este perioada de așteptare a împlinirii promisiunii lui Dumnezeu. Și noi am îndeplinit o promisiune de vreo câțiva ani buni, de 4 ani jumate de când ei sunt în Timișoara. Sigur, noi ne-am văzut de mai multe ori prin Oradea și ne-am întâlnit. Plus, anul trecut am fost la Coronin cu câțiva, cu unul din grupurile de familii tinere și am avut un timp binecuvântat acolo. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru prietenia noastră, pentru felul cum simțim unii pentru ceilalți. Atunci când un țăran așteaptă ploaia, iar un orășan așteaptă vremea bună ca să iasă la iarbă verde, și se întâmplă să fie ploaie, țăranul se bucură, are inima plină de bucurii, dar orășanul este trist, supărat, că a plouat. Așa a fost și inima noastră. Când ei s-au mutat în Timișoara, inima noastră a fost întristată. Inima dumneavoastră a fost plină de bucurii. Dar mulțumim lui Dumnezeu pentru slujirea lor aici și să cinstiți astfel de oameni, așa cum e familia Țundrea. M-a rugat fratele Emi să am cuvânt pentru dumneavoastră din legat de această sărbătoare. Și împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj pe care nu l-am mai împărtășit nicăieri. M-am gândit în studiul meu, la un moment dat, cât a vorbit Domnul Iisus despre nașterea sa. Și m-am uitat și pe concordanță, m-am și gândit
unde a vorbit El despre nașterea sa? El a vorbit mult despre moartea și învierea sa, a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu. De fapt, acesta a fost mesajul lui central, împărăția lui Dumnezeu. Peste tot unde a mers, a arătat că Dumnezeu este mai presus de orice, mai presus de natură, de orice boală, de orice rău, de orice păcat. Dumnezeu are putere peste toate. Dar nu a vorbit despre nașterea sa. Deși putea să se prezinte ca și cel prin care se împlinesc multe prorocii. Iată, fecioara a născut un fiu și numele lui i s-a dat numele de Emanuel. Și multe alte prorocii despre nașterea sa. În Scriptură nu găsim acest lucru. Dar din faptul că unul din cei apropiați lui, din cei 12 ucenici, Matei, a ținut să scrie despre evenimentele respective, putem deduce că el a vorbit despre nașterea sa, despre evenimentele de la Crăciun. Plus, medicul Luca, un mare cercetător cu deamănuntul, așa este prezentat în Scriptură, el cerceta cu deamănuntul, a prezentat evenimentele de la Crăciun. Ioan, cel apropiat Domnului Iisus, apostolul iubirii, a prezentat nașterea sa ca și întruparea cuvântului, a logosului lui Dumnezeu. Epistolele lui Pavel, lui Petru, fac referire în anumite locuri, ca și Iisus născut din Fecioara Maria. Dar Iisus, în afară de singurul loc, într-o conversație pe care a avut-o cu Pilat, a spus ceva, o referire la nașterea sa. Și dacă deschideți în Ioan 18, versetul 37, Pilat spune, îl întreabă, atunci un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Și Iisus spune, da, eu sunt împărat, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume. E singura referire când el vorbește despre nașterea sa. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume. Aici sensul a venit în lume nu este ca și atunci când ne uităm la un bebeluș, a venit pe lume, o nouă viață, ci e sensul de a venit dintr-o altă existență în lumea aceasta. Și apoi imediat spune scopul pentru care a venit, ca să mărturisesc despre adevăr. Și m-am gândit la ce adevăr s-a gândit el. Și nu putem înțelege decât dacă ne uităm prin Scriptură, la lucrarea sa pe care a făcut-o. Deci, în primul rând, a vrut să arate că Dumnezeu este adevăr. În Ioan, în rugăciunea sa, din Ioan 17, el spune, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat. Iisus Domnul a venit în lumea aceasta, s-a născut ca să ne arate că Dumnezeu n-a uitat lumea și are un plan de mântuire. Iisus în același timp, așa cum e prezentat în Evrei, în primul capitol, este întruchiparea lui chipului lui Dumnezeu. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile
ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și ce veacurile. El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezat la dreapta măririi în locurile prea înalte. Iisus a venit să ne-l arate pe Tatăl, cum este Dumnezeu. La un moment dat, unul din apostoli, ucenici, Filip, îl întreabă pe Domnul, arată-ne-l pe Tatăl. Și Domnul Iisus îi spune, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Deci, în principal, în primul rând, adevărul pe care l-a adus Iisus Hristos este că a adus adevărul despre Dumnezeu, că Dumnezeu n-a părăsit pe poporul Său. Un al doilea adevăr, care reiese și din versetul pe care l-am citit, este că Iisus Hristos este împărat. Așa spune, eu sunt împărat, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Venirea sa înseamnă venirea împărăției lui Dumnezeu. Mesajul lui când se apropia de norod era, împărăția lui Dumnezeu se apropie, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Împărăția lui Dumnezeu este chiar în inimile voastre. Deci venirea lui Iisus înseamnă că împărăția lui Dumnezeu a venit pe pământ. Și toți aceia care primesc acest adevăr ajung să fie cetățeni în împărăția lui Dumnezeu. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Libertatea pe care ne-o dă Iisus nu poate da nimeni. În Luca, capitolul 1, în descrierea pe care o face Luca, vorbesc despre această împărăție și se spune despre Iisus, El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu va da scaunul de domnie al tatălui său David, va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Această împărăție inițiată de Domnul Iisus, nu are sfârșit. Adevărul ne face liberi. În prezentarea pe care Ioan o face, cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr, mai târziu spune că legea și prorocii au venit prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Toți aceia care primesc adevărul se mântuie. Însă, Biblia vorbește și de faptul că adevărul se poate înăduși. În Romani, capitolul 1, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înădușe adevărul în nelegiuirea lor. Sărbătoarea Crăciunului este evenimentul când se înădușe cel mai mult adevărul legat de nașterea sa. Când înăduși ceva, e atunci când pui lucruri peste ceva care nu mai ia aer, nu mai respiră.
Cum credeți că Crăciunul poate fi nădușit? Adevărul Crăciunului nu poate fi văzut de oameni pentru că este foarte nădușit. Poate fi nădușit prin tot ce ne înconjoară, dacă vă plimbați pe străzi, prin tot felul de datini și obiceiuri, prin moși și crăciunițe și alte lucruri, prin cumpărături exagerate, chiar și prin timpul cu familia. Mulți din lume spun, eu îmi petrec Crăciunul cu familia, dar nu are treabă cu biserica și cu însemnătatea acestei sărbători. A început să fie și sărbătoarea Paștelui foarte nădușită, cu iepuraș și cu alte lucruri. Dar cea mai afectată este sărbătoarea Crăciunului. Când am fost cu soția în Statele Unite pentru 3 săptămâni, am fost la rude de sărbători, cu mulți ani în urmă, m-am dus pe străzi și am zis, și am exaltat pur și simplu, wow, cum arată clădirea aia. Și mi-a zis vărul meu, stai că n-ai văzut tot, te voi duce undeva. Și m-a dus, ne-a dus de fapt, într-un cartier rezidențial. Și dacă ați fi văzut de la poartă până sus, casa împodobită, cu tot felul de figurine, deci îți luau ochii. În viața mea nu am văzut așa ceva. Și pun întrebarea, oamenii aceia care își împodobeau în felul acesta casa, pe exterior, înțelegeau cu adevărat adevărul lui Hristos? Pentru ce a venit? Dumnezeu să ne ferească pe fiecare dintre noi. Pentru că s-ar putea prin compromisurile pe care le facem noi, alți prieteni ai noștri să nu vadă adevărul despre care Hristos a vorbit. Să-L arate pe Tatăl, pe Tatăl care are un plan pentru oameni. Să arate că există o împărăție și nu totul se termină aici, ci o împărăție care nu se sfârșește. Cu cât a fost sărbătoarea Crăciunului, cu cât a fost evenimentul Crăciunului desmerit, de modest, cu atât în zilele noastre, cu atât este mai extravagant. Și toate acestea înădușe acest adevăr. Frații mei, cei din lume, prietenii noștri dragi, pe care îi vrem mântuiți, dacă nu vor ajunge să înțeleagă mai întâi ce s-a întâmplat de Paști, lucrarea lui Iisus, nu se vor putea bucura niciodată de Crăciun. Și chiar noi, care dacă avem probleme în ce privește această înțelegere, nu ne putem bucura de Crăciun. Și cu cât nu înțelegem evenimentul Crăciunului, cu atât vom lăsa alte lucruri. Un teolog reformat a spus de Crăciun, oamenii își fac împărăția lor. Hristos a venit să instituie o împărăție, dar prin felul cum arată acest eveniment, de fapt, oamenii vor să arate împărăția lor. Fiți o mărturie pentru prietenii dumneavoastră, explicați-le cu ocazia acestor sărbători, adevărul lui Hristos. Numai și numai adevărul îi face slobos, cu adevărat. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Mulțumim Domnului pentru îndemnul fratelui și cred că mesajul a fost clar pentru fiecare dintre noi. Noi ca și oameni, practic suntem în fiecare clipă puși să facem decizii pentru viața noastră. Îndemnul meu pentru casa mea, dar și pentru dumneavoastră, este ca sărbătoarea Crăciunului sau sărbătoarea nașterii Domnului
să ne găsească totuși odihniți și dispuși de a-L sărbători pe El și nu lucrurile exterioare sau lucrurile care îmbădobesc Crăciunul. Și Domnul să ne ajute pe fiecare să ne dea înțelepciune în modul cum ne chivernițim timpul, banii și toate celelalte. Și prin ceea ce va urma și săptămâna care urmează, împreună să putem să fim pentru Domnul binecuvântare și unii pentru alții și pentru cei din jurul nostru. Acum lăsăm corul ca să aducă din nou o cântare și noi ne pregătim să... Seara asta s-a cântat despre Betleem, locul în care Fiul lui Dumnezeu s-a născut și aș vrea ca pe lista de rugăciune a dumneavoastră să vă spun încă un lucru vis-a-vis de orașul Betleem din zilele noastre. Probabil că mulți dintre dumneavoastră știți, Betleemul se află sub autoritatea palestiniană. Este controlat și este administrat de către palestinieni.
Și acolo trăiesc câteva mii de credincioși, de creștini. Iar cu ocazia sărbătorii nașterii Mântuitorului și a lucrurilor care trebuie să se întâmple sau sunt programate ca să se întâmple acolo, s-a ajuns până la ideea ca să fie boicotate, să fie diverse acțiuni ca să oprească manifestările și evenimentele care se desfășoară. Lucrul acesta l-am citit pe internet, până acolo încât vor ca să și închidă sau să nu dea voie ca să intre în Biserica Nașterii Mântuitorului. Vremurile nu s-au schimbat prea mult, cum au fost la început și în zilele noastre. Întotdeauna au fost oameni care s-au împotrivit și oameni care au căutat ca să facă și rău. Dacă vă aduceți aminte în săptămâna asta, prin colinzile care le auziți, prin mesaje de la radio sau altundeva, aduceți înaintea Domnului orașul Betleem, pentru ca lucrurile și sărbătoarea să nu fie umbrită de astfel de manifestări sau de astfel de opoziții. Și Domnul să lase ca cei care îl caută dintr-o inimă curată și vor ca să se bucure sau poată ca să o facă în liniște. Amin. Acum câteva anunțuri pentru adunare. Sâmbătă seara deja este ajunul, duminică este sărbătoarea nașterii Mântuitorului. Până atunci ne vedem joi seara la 6:30. Pentru ziua de sâmbătă, adunarea începe la ora 6. Nu la 6:30, ci la ora 6. Cei care aveți pliantul puteți ca să vedeți acolo, apoi ziua de duminică și ziua de luni după programul obișnuit. Fratele păstor Dan Maleș este în Serbia cu un grup din biserica noastră. Fratele Marius este în Arad. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze vestirea cuvântului prin ei și bisericile și adunările să fie întărite. Pentru celelalte programe, fiecare își cunosc peste săptămână. Nu am alte anunțuri. Fiecare este pregătit și știe ce trebuie să facă. Acum aș vrea ca să ne închinăm Domnului cu darul de bunăvoie, ne ridicăm în picioare și cântăm o cântare cu toată adunarea. Slava Tatălui Ceresc, Slava Tatălui Ceresc, Slava
Ce promisiune, frații mei, să avem noi niște muritori, parte de cer, să fim răscumpărați. Deschideți, vă rog, împreună cu mine la Evanghelia după Luca, la capitolul 1, și vom citi de la versetul 5 până la versetul 25, partea din Scriptură care ne vorbește despre anunțul nașterii înainte mergătorului lui Mesia. Luca, primul capitol, de la versetul 5. Mai apoi aș vrea să rog pe fratele Petrescu să se roage cu voce tare, cerând ca Dumnezeu să ne dea binecuvântare și peste timpul de cuvânt. În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot numit Zaharia din ceata lui Abia. Nevasta lui era una din fetele lui Aaron și se chema Elisabeta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. N-aveau copii, pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sorți să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci, un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stătut în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis, nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă ta Elisabeta îți va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutura amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale. El îi va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea și înțelepciunea celor neprihăniți ca să-i gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Zaharia i-a zis îngerului, din ce voi cunoaște lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân și nevastă mea este înaintată în vârstă. Drept răspuns, îngerul i-a zis, eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbești și să-ți aduc această veste bună. Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor. Norodul însă îl aștepta pe Zaharia și se mira de zăbovirea lui în templu. Când a ieșit afară, nu putea să le vorbească și au înțeles că avusese o vedenie în templu. El le făcea semne într-una și a rămas mut. După ce i s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă. Peste câtva timp, Elisabeta, nevasta lui, a rămas însărcinată și s-a ținut ascunsă de tot 5 luni, căci zicea ea, iată ce mi-a făcut Domnul când și-a aruncat ochii spre mine ca să-mi ia o cara dintre oameni. Amin. Mulțumim, Doamne. Mulțumim. Așa este, da. Mulțumim că la timp este la Betleemul, noi am găsit iertare. Da. Am găsit mântuire, Doamne. Te rugăm să te lucrurizezi în seara aceasta cuvântul. Te rugăm, Doamne. Te rugăm să te lăsi pe fiecare în parte, tu ne cunoști pe fiecare în parte. Da. De bucuria mântuire la fiecare. Te rugăm, Doamne. Ne gătisem soarta în mâna ta. Te rugăm să lucrezi la viața noastră. Te rugăm. Da. Da. Amin. Ocupăm locurile în afara corului care se pregătește pentru slujire. Thank you.
Aș vrea și eu să încep prin a mulțumi tuturor celor care v-ați implicat și m-ați ajutat, ne-ați slujit în seara aceasta. Vreau să vă mărturisesc că și fratele Lică a fost anunțat foarte din scurt și fratele Dacian în liceu. Dirigintele meu avea un obicei de care știam toți. Dacă aveai absențe, ora următoare te scotea la răspuns. Așa că, frate Ovi, sora Delia, dacă mai aveți cumva absențe sau ceilalți, dumneavoastră să vă așteptați că vă scoatem la răspuns. Dar ceilalți, mulțumesc din toată inima pentru slujire. Față de toți însă, vreau să fiu foarte sincer cu dumneavoastră, eu am știut că predic în seara aceasta, așa că dacă nu iese bine, eu n-am scuză. Am avut mari emoții când am văzut că am primit toate anunțurile că nu mai am cine trebuia să vină la învon și așa mai departe, dar cred că Dumnezeu a răspuns în seara aceasta. Aș vrea să propun copiilor să fie atenți în seara aceasta. Am două premii pentru toți școlarii. Primul exercițiu, să calculați cât face 18.000 împărțit la 24. Primul care îmi răspunde când și atent la predică când pun întrebarea, o să primească un premiu. Dragii mei, Dumnezeu i-a așezat pe primii oameni în grădina Edenului, într-un paradis, Eden. Nu au existat acolo boli, n-a existat suferință, n-au fost lacrimi de tristețe, n-au fost taxe, n-au fost impozite, n-a fost gardă financiară, n-au fost restricții de viteză, n-au fost oameni răi, n-au fost hoți de buzunare, n-au fost nimic din ceea ce vedem astăzi ca rău în lume. Dar cu toții știm că Eva n-a ascultat de Dumnezeu, a mâncat din fructul oprit, Adam a urmat-o imediat și în momentul acela totul s-a năruit. În momentul acela păcatul a intrat în lume. Și dragii mei, de atunci strigătul cel mai mare al omenirii a fost să vină un mântuitor. Din momentul acela, strigătul fiecărui om care a trecut printr-o boală, printr-o suferință, fiecărui muritor care și-a dat seama că îi se încheie viața, fiecare om care a vărsat o lacrimă, fiecare om care a fost lovit, fiecare om care s-a lovit de o nedreptate în lumea asta, a strigat după un izbăvitor. Ce a fost extraordinar a fost faptul că exact în ziua în care omul i-a întors spatele lui Dumnezeu, Dumnezeu a făcut o promisiune. Și anume că va trimite un mântuitor. Acum, martori la acea promisiune au fost primii doi oameni, dar și diavolul. Și din momentul acela s-a născut o vrăjmășie, cum o numește Scriptura, un conflict între diavol și sămânța femeii, încercând de-a lungul istoriei, prin toate mijloacele, să blocheze împlinirea promisiunii lui Dumnezeu, să blocheze planul lui Dumnezeu de a ne trimite un mântuitor. În seara aceasta nu ne vom uita la piedicile care au fost de-a lungul istoriei. Ne vom uita doar la câteva sau primele piedici care au apărut în momentul în care a fost anunțat înainte mergătorului Mesia. De ce cred că e important să începem cu aceasta în pregătirea noastră pentru sărbătoarea Crăciunului? Pentru că este uimitor să descoperim că istoria primului Crăciun nu a început cu Iosif și Maria, ci a început cu o familie în vârstă care a primit vestea că ei vor fi purtătorii celui care avea să anunțe venirea lui Mesia. Dumnezeu a decis ca înainte de a veni Mesia
să aibă un înainte mergător. Și Noul Testament, Evangheliile, încep exact din punctul în care s-a încheiat Vechiul Testament. Dacă vă uitați la Maleahii, capitolul 4, ultimele două versete, spune așa, este chiar încheierea Vechiului Testament. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Cu alte cuvinte, înainte să așteptăm anunțul venirii efective a lui Mesia, cu toții stăm și așteptăm să vedem când va anunța Dumnezeu pe cel ce avea să vină, pe prorocul Ilie care avea să vină, spune textul, înainte de a veni ziua Domnului. Așadar, ani de zile, Israelul s-a uitat cu speranță la această profeție. Pentru că singura lor speranță se lega, spune Maleahii, și de fapt speranța pentru întreaga lume, de venirea acestui profet Ilie. Acum, aici au fost multe dezbateri. Unii comentatori consideră că Ilie trebuia să învieze din morți și să reapară, alții că va veni cineva în duhul și puterea lui Ilie și viața lui, acelui nou profet sau acelui ultim profet, va semăna cu viața ascetică a lui Ilie și mesajul lui va semăna cu mesajul lui Ilie. Însă, aș vrea să observăm un lucru. Între finalul Vechiului Testament și începutul Noului Testament, avem mai bine un interval de mai bine de 400 de ani. Și asta cred că este prima piedică, pe care am numit-o eu, insurmontabilă. Să ai profeții antice, profeții atât de vechi, care încă nu s-au împlinit. Să ai profeții care sunt vechi de mii de ani, chiar din Geneza capitolul 3, care nu s-au împlinit, dar să ai deja o tăcere a lui Dumnezeu de 400 de ani. Vă dați seama ce credință mai puteai să aștepți să găsești în Israel la momentul acela? Încercați dumneavoastră să vă imaginați cum vă uitați în urmă la istoria noastră cu 400 și ceva, 430 de ani, de exemplu, în urmă, nu? 1581. Țara noastră încă nici nu se unise, înainte de Mihai Viteazul. Nu e așa că ne uităm la vremea aceea ca la o vreme veche, veche, de mult apusă, știm noi câteva detalii, dar e o istorie în spate. Înțelegeți că oamenii în momentul acela, că e impresionantă așteptarea și credința lui Zaharia și a Elisabetei, pentru că se uită la niște promisiuni vechi de tot, după un interval de sute de ani, de tăcere a lui Dumnezeu. Mai mult, textul ne spune, sau începe în felul acesta, în zilele lui Irod, împăratul Iudeii. Și parcă cu greu citesc împăratul Iudeii, pentru că n-avea dreptul să fie împărat. Nici măcar nu era iudeu, era un edomit care prin corupție și-a cumpărat tronul de la romani și romanii chiar l-au susținut tocmai pentru că era un împărat crud care le apăra interesele și subjuga puternic zona aceea. Da, nu numai că avem promisiuni vechi de demult și un interval de tăcere mare a lui Dumnezeu, dar chiar acum la putere se află unul dintre cei mai cruzi împărați. Nu știu dacă în biserică la noi este cineva care are numele de Irod. Ați cunoscut pe careva? Aveți de gând careva din familiile tinere să puneți nume la copilaș Irod? Nu, pentru că fiecăruia numele acesta ne dă fiori. La putere, în momentul acela, se afla cel care a putut să ordone măcelărirea tuturor bebelușilor dintr-o zonă, din zona Betlehemului, până la 2 ani. Ca să înțelegem ce fel de om, câtă cruzime și violență, de câtă cruzime și violență a fost în stare acest om. O, da! De altă parte, a fost un conducător abil.
A fost un foarte bun manager. A fost unul din oamenii care în istoria evreilor a rămas ca un foarte bun economist. A rezidit foarte multe din clădirile mari ale lor, cetatea Masada, cetatea Cezarei pe malul Mării Mediterane, cam toate lucrurile care se pot vizita astăzi în Israel, am înțeles că sunt ctitoria lui Irod. Ba mai mult, Irod a reconstruit templu. N-am fost niciodată în Israel, dar mă bucur să văd și din când în când mă uit la imagini de la Zidul Plângerii. Și probabil ați văzut ce imensitate de zid, ce pietre imense acolo. Dragii mei, zidul acela este ultimul vestigiu care a rămas în picioare de la vechiul templu construit de Irod, în vremea aceea cu tehnologia de atunci. Irod a fost un extraordinar constructor, un extraordinar economist, dar a fost la fel de crud. Cezar August, care l-a trimis la putere, împăratul Romei, a spus: este mai bine să fii porcul lui Irod decât să fii unul din fiii lui. Pentru că nu s-a dat înapoi Irod de la a-și asasina pe doi din fiii lui, prima lui soție, chiar pe marele preot, pe orice om asupra căruia avea cea mai mică bănuială că nu îi se supune sau atentează la el. Așa începe istoria Crăciunului. Să crezi că poate veni Mesia? Profeții antice, vechi, și Dumnezeu tace de sute de ani. Chiar acum la putere este un împărat care rade, asasinează, măcelărește oricine. Vă dați seama cum a reacționat și ne dăm seama cum a reacționat când a auzit că e posibil să se fi născut un alt împărat, un lider puternic și nemilos, un imperiu puternic care îi subjuga. Dar mai este o piedică ce mi se pare insurmontabilă. O familie în vârstă și pe deasupra soția stearpă. Da, Elisabeta și Zaharia s-au remarcat prin sfințenia lor. Mi se spune atât de frumos că erau oameni neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Dar nu aveau copii. Extrem de greu în vremea aceea, pentru că mă uit și astăzi și vă mărturisesc de câte ori privești la cineva care trece prin încercarea asta și la care Dumnezeu a decis să nu dea copii, sau cel puțin până acum. Dacă vorbiți cu ei, veți vedea câtă durere, câtă suferință, cât de greu este. Dar, dragii mei, nu se compară cu ce era în vremea aceea. Pentru că, conform folclorului evreiesc, singurul motiv pentru care n-aveai copii atunci era pentru că ești blestemat de Dumnezeu. De câte ori oare Zaharia, Elisabeta s-au dus la templu și or fi auzit șușotelile oamenilor? Oare ce are de mărturisit? De ce l-o fi bătut Dumnezeu? De ce lor nu le dă copii? De ce? Și toate astea îi apăsau și au trebuit să le poarte ani de zile. Probabil ani de zile în care tot au mai sperat, dar la un moment dat a venit și vârsta la care nu mai puteai să ai copii. Piedici insurmontabile, profeții vechi și tăcerea lui Dumnezeu extrem de lungă. Chiar acum la putere, cel mai crud și nemilos împărat al iudeii, un edomit de fapt, și o familie în vârstă care oricum nu mai poate avea copii, și pentru că este arpă, dar și pentru că e în vârstă. Observați cum continuă textul nostru, versetul 8, spune: dar. Și de câte ori vedem acest cuvânt dar, anunță o răsturnare, anunță o schimbare. Pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, până aici nimic neobișnuit. Zaharia e preot, i-a venit rândul la slujbă și totuși e ceva remarcabil în acest verset. Știți de ce? Pentru că conform istoricului evreu Iosefus, în vremea aceea, în Israel, existau aproximativ 18.000 de preoți. E evident că nu puteau toți să slujească în același timp la templu, așa că ce au făcut a fost să se organizeze în 24 de grupe care să vină câte două săptămâni să slujească la rândul cetei lor la templu. Mă vreau să întreb copiii, câți preoți erau într-o asemenea grupă? Mulțumesc, să vii la sfârșit pentru premiu. 750. Acum,
În 2 săptămâni, dragii mei, sunt doar 14 zile. 14 zile în care vin 750 de preoți. Și o dată pe zi era momentul acela al tămâierii. Ce înseamnă asta? La ceasul de rugăciune, oamenii se adunau în curtea templului și fiecare venea cu rugăciunile lui înaintea lui Dumnezeu. Preotul care trebuia să facă tămâierea strângea toate rugăciunile, probabil toate bilețelele, nu știu care era forma, de la oameni și se ducea cu acel vas în care se afla tămâia, intra în templu și ardea acolo tămâia ca un simbol și prin mirosul acela care se ridica și umplea templul, simboliza rugăciune, ridicarea rugăciunilor lui oamenilor înaintea lui Dumnezeu. Zaharia, aflăm, și ăsta e primul lucru remarcabil, că la rândul cetei lui, după obiceiul preoției pe care l-am prezentat, a ieșit la sorți să tămâieze în templul Domnului. Soluția lui Dumnezeu începe foarte interesant. Nimereală la zaruri. Din 750 să nimerești chiar tu. În 2 săptămâni, maxim 14 puteau să apuce să tămâieze. Al doilea exercițiu pentru copii. Vreau să întreb cei mai mare. 750 împărțit la 20 sau 14? Nu, 750 împărțit la 14 sau 20? Cei mai mare. De ce spun asta? Pentru că se alegea unul pe zi. Intrarea în slujba preoției era la 30 de ani. Pensionarea era la 50 de ani. Deci maxim 20 de ani puteai să fii în această slujbă. Trebuie să întreb pe copii, care număr e mai mare? 750 împărțit la 14, mulțumesc și tu ai un premiu. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă că într-o viață de slujire era mult mai probabil să nu apuci niciodată să tămâiezi decât să apuci să tămâiezi. Conform teoriei probabilităților, îți trebuia peste 53 de ani să fii în slujbă ca să apuci să tămâiezi, dar slujba nu ți se permitea decât 20 de ani. Ce observăm aici este că este o nimereală, am spune noi, providențială. E cam ciudată să fie chiar nimereală. Dar mergem mai departe și mai observăm un lucru. Probabil că momentul tămâierii a fost un moment emoționant în viața lui Zaharia. Îmi pot imagina, era deja în vârstă, nu ni se spune dacă vreodată în viața a mai apucat să facă tămâierea, probabil că și-a luat roba, oamenii s-au dat la o parte, au făcut culoarul înspre ușa templului, el strânge probabil toate rugăciunile oamenilor, intră cu vasul tămâierii în templu, se deschid acele uși extraordinare ale templului, pe stânga este acea menoră cu 7 brațe care lumina întreg templul, pe dreapta masa cu punerea, cu pâinile pentru punerea înaintea Domnului, care simboliza purtarea de grijă lui Dumnezeu, și Zaharia cu emoție pășește și se duce și trebuie să se oprească exact în fața perdelei care despărțea Sfânta de Sfânta Sfintelor. Mai departe n-avea voie să meargă, doar marele preot o dată pe an ca să facă ispășire, dar chiar în fața perdelei ni se spune că se afla altarul pentru tămâiere. Și interesant, Zaharia trebuia să meargă acolo și să aducă toate rugăciunile poporului. Dar din text aflăm un lucru interesant. Zaharia, probabil că s-a ținut de slujbă și a adus și rugăciunile oamenilor, dar Zaharia s-a rugat și pentru problema lui. Zaharia a adus și rugăciunea lui. Nu știu, mă întreb, este o imaginație, oare de câte ori Zaharia cu Elisabeta s-au așezat pe genunchi lângă pat seara și s-au rugat ca Dumnezeu să le dea un copil. Oare de câte ori, făcându-i bagajul lui Zaharia, Elisabeta i-o fi spus: Zaharia, dacă cumva anul acesta vei ajunge să tămâiezi, adu și rugăciunea noastră. Nu știu. Ce e clar însă este că Zaharia, pe lângă rugăciunile oamenilor, a venit și cu rugăciunea lui. Și în momentul acela se mai întâmplă ceva
Absolut incredibil. Ceva ce numai Dumnezeu putea să facă. Nu doar nimereala Lazarului, ci exact când a fost nimereala Lazarului, să ți se arate un înger. A apărut un înger. Acum, suntem, cred, cu toții de acord și cred că așa ne educăm copiii, că nu este politicos să sperii pe un om în vârstă. Dar Zaharia, în momentul acela, are parte de o mare sperietură. Versetul 11 spune: atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dragii mei, probabil că scenetele pe care le vedem zilele acestea pot să dilueze puțin scena aceasta. Pentru că am văzut și tot vedem în scenete îngerași și sunt de obicei copii foarte frumoși, îmbrăcați în ceva alb, cu niște aripioare de plastic și poate au ochelari, poate n-au ochelari și toți îngerașii aceștia sunt așa drăgălași. Dragii mei, dacă ne uităm în istoria biblică, apariția unui înger întotdeauna a înspăimântat. Daniel a tremurat o săptămână și a stat bolnav, crezând că moare, până când Dumnezeu l-a întărit să-și revină. Când Gedeon a văzut un înger, s-a înspăimântat. Când David a văzut îngerul cu sabia scoasă deasupra Ierusalimului, David s-a înspăimântat. Amintiți-vă ce a putut să facă un înger când s-a dus la Faraon cu toți acei întâi născuți și toate acele 10 plăgi. Amintiți-vă de apostolul Ioan, care a leșinat, a căzut ca mort când a văzut un înger. Dragii mei, toate aceste apariții erau înspăimântătoare. Dar se dă aici un detaliu interesant. Îngerul a apărut la dreapta, ni se spune. Și cred că nu la întâmplare, pentru că v-am spus, la dreapta se afla masa cu pâinile pentru punerea înaintea Domnului, care simboliza tocmai purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Și îngerul se așează pe acea masă și spune lui Zaharia: nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Ați trăit asemenea momente în care să te rogi sau să faci ceva și să fluieri, să cânți, eu știu, să faci ceva și să fii sigur că ești numai tu acolo și nu te vede nimeni. Și dintr-o dată să apară cineva și parcă te jenezi de ce ai fluierat sau ce te-ai rugat sau... Dar interesant, îngerul vine la Zaharia și spune: am ascultat în special rugăciunea ta. Wow! Lui Zaharia nu-i vine să creadă, dar îngerul se prezintă, este chiar Gabriel, îngerul care vine din prezența lui Dumnezeu și aș duce direct mesajul lui Dumnezeu, și Zaharia înțelege ceva, că rugăciunea lui pentru a avea el un copilaș este strâns legată de venirea lui Mesia. Eu sunt sigur că Zaharia ani de zile s-a rugat ca Dumnezeu să-l trimită pe Mesia și dintr-o dată Zaharia realizează că rugăciunea lui pentru un copil cu rugăciunea lui pentru a veni Mesia sunt legate între ele. Și mai află ceva, că fiul lui va fi cel mai mare dintre pământeni. Nevastă-ta Elisabeta îți va naște un fiu. El va fi mare, el va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui. Va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutura amestitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale. El îi va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Nu tocmai asta ne anunța Maleahi? Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie. Nu tocmai asta anunța Maleahi? Ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să-i gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Wow! Eu, un preot neînsemnat, dintr-o cetate de care n-au auzit mulți, la o vârstă atât de înaintată, cu o soție care oricum a fost stearpă toată viața și ea este înaintată în vârstă, într-un context în care Irod numai asta să nu cumva să afle, cu profeții atât de vechi, Doamne, tocmai în dreptul meu. Dragii mei, sunt mari lucruri pe care Dumnezeu le-a spus despre fiul care urma să-i se nască. Numele lui va fi Ioan,
un nume atât de frumos care înseamnă binecuvântarea Domnului, îndurarea Domnului, mila Domnului. Și dacă sărim rapid vreo 30 de ani, știți ce a spus Domnul Iisus despre acest Ioan? Matei 11:11. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Lucruri extraordinare despre acest copil. Noi toți astăzi împărțim calendarul în două ere. Înainte de Hristos și după Hristos. Dragii mei, Zaharia a primit vestea că fiul lui va fi cel care va anunța împărțirea istoriei omenirii în două. Urmează să vină Mesia. Dar din păcate, Zaharia nu a reacționat bine. A fost un anunț într-adevăr șocant. Îndrăznesc să spun însă că dacă îngerul l-ar fi anunțat pe Zaharia doar că va avea un fiu, Zaharia nu ar fi avut probleme să creadă aceasta. Doar s-a rugat. Și de la început textul ne-a spus că Zaharia a fost un om al credinței. Eu cred că dacă îngerul doar îl anunța că i-a ascultat rugăciunea și că îi va da un fiu, Zaharia ar fi crezut. Eu cred că ce a fost greu de crezut pentru Zaharia a fost ce i-a spus îngerul despre fiul lui. A fost greu de crezut că tocmai fiul lui va avea o asemenea măreață misiune. În tot acest timp, oamenii de afară îl așteptau pe preot să iasă după momentul tămâierii. Conform procesiunii, Zaharia trebuia să bată în ușă, să se deschidă ușile, el să iasă cu textul pe care noi îl folosim la binecuvântarea copiilor, să binecuvinteze pe popor și să redea speranța oamenilor că rugăciunile lor sunt ascultate. Dar ceva se întâmplă, Zaharia nu mai iese. Și aflăm că poporul se miră de zăbovirea lui. Nu știu cât s-or fi gândit în momentele acelea, măi, este cam în vârstă. Poate i s-o fi făcut rău, poate s-a întâmplat ceva. Are vreunul curaj să intre, să vadă ce s-a întâmplat, dar tot poporul stă în așteptare. Și momentul în care Zaharia ar fi trebuit să iasă cu fața luminoasă și să rostească acea binecuvântare, apare un Zaharia palid, ca o stafie, și care încearcă să spună ceva, dar nu poate să vorbească. Și spune, le făcea semne într-una, dar nu putea să vorbească. Știți de ce? Pentru că ăsta a fost garanția. Asta a fost asigurarea pe care îngerul a vrut să-i o dea lui Zaharia ca să-l ajute să creadă. Și a mai fost o garanție. Faptul că soția lui va rămâne însărcinată. Totul pare foarte ciudat. Noi știm ce s-a întâmplat pentru că Luca ne-a relatat, dar oamenii din jurul lui n-au știut. Așa că probabil că zilele au trecut și probabil că toți preoții din momentul acela, din grupa lui, s-au dus acasă, au povestit despre experiența asta ciudată a bătrânelului Zaharia, care, cine știe, o fi făcut vreo pareză, o fi avut emoții prea mari și... Dar peste ani, Zaharia și Elisabeta au știut ce s-a întâmplat. Vedeți, printre noi sunt persoane care iubesc Crăciunul cu toată inima. Este acel freamă de bucurie, de sărbătoare, de revederea familiei, de cadouri, de felicitări, de cuvinte frumoase, de încurajare, de ni se umplu casele de decorații și de-abia aștepți Crăciunul și te bucuri. Dragii mei, știți care este realitatea? Printre noi sunt și persoane care nu se bucură de venirea Crăciunului. Ba chiar sunt apăsați greu de tot, mai ales că îi văd pe ceilalți foarte bucuroși. Pentru că știi că familia ta poate nu te va vizita. Sau poate e momentul în care îi vezi pe toți îmbătându-se, vorbind vulgar, și este o atmosferă la care te duci acasă și nu poți să te bucuri. Mai degrabă ești trist, că vin din nou sărbătorile și știi ce are să se întâmple în casa ta. Dragii mei, aș vrea să vă duc un mesaj. În tot textul acesta și în tot ce va însemna sărbătoarea și ne vom uita în următoarele seri, nu găsim nici un apel la a ne simți într-un fel sau în altul. De fapt, în timp ce evenimente mărețe se petreceau, aproape nimeni n-a observat. Așa că nu este vorba aici de
a ne bucura sau a plânge, a avea niște sentimente de un fel sau de altul. Alea sunt oscilante, pot fi, pot nu, să nu fie, ci este minunea că Dumnezeu a venit în lumea noastră. Un lucru absolut imposibil, dar posibil la Dumnezeu. De ce? Ascultați cum se încheie textul. Peste câtva timp, Elisabeta, nevasta lui, a rămas însărcinată și s-a ținut ascunsă de tot 5 luni. Stai și m-am întrebat, de ce oare 5 luni? Bună oară, toți cei care am primit vestea unui copilaș, nu-i așa că e foarte greu să ții secretul? De câte ori nu te întreabă soția, dar pot să spun? Dar pot să-i spun numai la cutare, că știu că nu o să spună? E foarte greu să nu dai o asemenea veste. Cum de Elisabeta spune, s-a ținut ascunsă de tot 5 luni? Și se pare extraordinare cuvintele ei. Căci, spune ea, iată de ce. Iată ce mi-a făcut Domnul când și-a aruncat ochii spre mine ca să-mi ia o cara dintre oameni. Cu alte cuvinte, iată ce mi-a făcut Domnul, dragii mei, ce s-a întâmplat în viața mea. Schimbarea pe care a adus-o Dumnezeu, binecuvântarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, este doar minunea lui Dumnezeu, este doar lucrarea lui Dumnezeu. Și Elisabeta își ia timp să-L laude, își ia timp să-I se închine, își ia timp să stea în liniște și să mediteze la măreția mesajului și a misiunii copilului pe care îl poartă în pântece, mesajului misiunea extraordinară pe care o va avea acest copil. Și al doilea lucru pe care îl spune, ca să-mi ia o cara dintre oameni. Dragii mei, sunt convins că dacă Zahariei și Elisabetei și lui Zaharia le luai toate decorațiile, n-ar mai fi primit în viață niciodată niciun cadou. N-ar mai fi avut bani niciodată să-și împodobească în vreun fel casa. N-ar mai fi primit nimic și niciun prieten nu i-ar mai fi vizitat să-i colinde sau să-i felicite cu ceva. Sau dacă n-ar fi avut nimic, Zaharia și Elisabeta tot ar fi sărbătorit. Inima lor tot s-ar fi bucurat în Domnul. Ei tot ar fi fost fericiți. De ce? Pentru că fericirea lor nu depindea de niciunul din acele lucruri. Bucuria lor a fost dată de ceea ce a făcut Domnul în viața lor, și anume că a luat o cara. Probabil că, în mod direct, dacă vreți, nu mă identific cu Elisabeta, dar cu ceea ce mărturisește Elisabeta mă identific. Și mie, Dumnezeul meu mi-a luat o cara. Și eu și tu am avut și avem asupra noastră rușinea păcatelor noastre. Regrete asupra unor lucruri pe care le-am spus sau le-am făcut în viață, o cară pe care o purtăm și cu care cel rău încearcă să ne țină legat, să ne țină înrobiți, să ne fure sărbătoarea, să ne ia bucuria, să ne amintească tot timpul de rușinile din viața noastră. Nu e extraordinar ceea ce spune Elisabeta? Mi-am luat 5 luni. Să meditez la profunzimea acestui mesaj și concluzia la care am ajuns este că Dumnezeu a venit să-mi ia o cara. Nu lăsa altceva să năbușe sărbătoarea ta, așa cum spunea fratele Dacian. Nu lăsa bucuria ta să fie năbușită de ce se întâmplă în jurul tău sau de ceea ce vezi în aceste sărbători în afară, sau înrădăcinează-ți bucuria, ancorează-ți sărbătoarea în faptul că ai un mântuitor care a venit să-ți ia o cara. Elisabeta și-a luat 5 luni să mediteze la acest lucru. Așa începe istoria Crăciunului. Înainte mergătorului Mesia se naște printr-o minune. Până la sfârșit, majoritatea oamenilor n-au înțeles nimic, dar o familie de 2 oameni în vârstă înțeleg și stau și se închină lui Dumnezeu. Asta e singurul lucru de care ai nevoie ca să sărbătorești și să-ți fie sărbătoarea plină de bucurie. Să privești la harul care ți s-a făcut, să vină Fiul lui Dumnezeu să-ți ia o cara și să ne prezinte pe mine și pe tine, niște păcătoși, să ne prezinte sfinți înaintea lui Dumnezeu. Da, Doamne, Te lăudăm.
Dar, Doamne, ăsta este motivul sărbătorii noastre, că ai putut să faci minuni dincolo de orice imaginație, dincolo de orice scenariu omenești. Nimereală la zaruri, în același timp apariția unui înger, în același timp muțenie, în același timp o femeie în vârstă stearpăr să rămână însărcinată. Sunt scenarii dincolo de ceea ce ne-am putea imagina și probabil toate acestea au fost lucruri pe care și lucruri prin care diavolul a încercat să vină cu necredință, să vină să fure bucuria lor, să blocheze cumva planul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a trecut și prin obstacolul numărului mare de preoți și prin obstacolul de a călători din cer până pe pământ un înger și vom vedea în sărbătoare mai departe multe obstacole, chiar și obstacolul ruperii unei tăceri a cerului de peste 400 de ani. Dar, dragii mei, vrem să folosim aceste sărbători ca să ne închinăm lui Dumnezeu. Doamne, fă ca sărbătoarea nașterii Lui din acest an să fie mare bucurie pentru noi și să ia o cara multora. Mulți să găsească în aceste sărbători iertarea păcatelor. Dacă a putut Dumnezeu să regizeze asemenea scenarii și dacă a putut Dumnezeu să treacă în istorie peste obstacole imposibile omenești, un irod, o tăcere de atâția ani și toate celelalte pe care le-am enumerat, crezi, dragul meu, că nu poate să schimbe și inima ta? Crezi că nu are putere să intervină și în familia ta? Te invit să crezi în Dumnezeul pentru care nu există imposibil. Dumnezeul care a venit să ia o cară, rușinea păcatelor noastre, acesta este Dumnezeul pe care îl sărbătorim. Amin. Thank you.
aducem închinarea din acest loc printr-o rugăciune tăcută în momentele următoare, căutând fiecare să lăudăm pe Dumnezeul nostru pentru felul extraordinar în care a lucrat. Și apoi aș vrea să rog pe fratele Adi Hnatiuc să se roage cu voce tare. Mulțumim, Doamne. Mulțumim în seara aceasta pentru că am văzut un Dumnezeu care ridică ocara fiecăruia dintre noi. Mulțumim, Doamne. Doamne, seara aceasta sufletul nostru te laudă și te slăvește. Mulțumim că seara aceasta suntem în locul acesta oameni mântuiți și salvați de Tine. Doamne, glorificăm numele Tău. Mulțumim că la mântuirea aceasta vrei să aduci pe toți oamenii. Și mulțumim că pentru aceasta a murit Domnul Iisus Hristos. Amin. Și seara aceasta te rugăm să cercetezi pe cei care nu te cunosc. Te rugăm. Și prin cuvântul vestit, ei să fie cercetați de Tine și mântuiți. Amin. Mulțumim, Doamne, pentru promisiunea făcută fiecăruia dintre noi că vei fi cu noi. Mulțumim. Amin. Să rămânem supuși voii Tale. Pentru cuvântul Tău din seara aceasta mulțumim. Amin. Mulțumim că ne-ai vorbit. Vrem din toată inima ca săptămâna aceasta El să ne călăuzească. Și să arătăm lumii și celor care ne înconjoară că suntem copiii Tăi. Amin. În numele Domnului Iisus ne-a rugat. Amin. Amin. Doamne, și eu sunt printre cei care ți-am făcut multă rușine. Doamne, îți mulțumesc și n-am cuvinte să spun ce înseamnă și pentru mine și pentru frații mei să ridici ocara de deasupra noastră. Venim înaintea Ta, Doamne, cu toate regretele și toate păcatele noastre și le aducem înaintea Ta și îți mulțumim, Doamne, că s-a împlinit și față de noi promisiunea unui Mântuitor. Doamne, fă ca în această sărbătoare asta să ne fie bucurie și fă, Doamne, ca promisiunea aceasta să se împlinească și pentru cei dragi ai noștri și prietenii noștri și cei pentru care mijlocim și ne rugăm de atâta timp. Doamne, credem că Tu poți. Dacă ai putut să depășești atâtea obstacole, știm că și poți să lucrezi, să înmoi inimi și în vremea noastră. De aceea, Doamne, venim înaintea Ta și ne închinăm Ție. Ești Dumnezeul măreț care merită toată jertfa buzelor noastre și toată smerirea inimilor noastre. Fii binecuvântat, Domnul nostru, și te rog, binecuvintează umbletul fraților mei și în această săptămână am vrea să fie o pregătire și a sufletului cu adevărat pentru sărbătoare. În numele Domnului ne-am rugat. Amin. Cu încurajare pentru cei din dreapta și din stânga ne despărțim și premianții să mă caute la sfârșit.